În deschiderea evenimentului, Iulian Miron, elev în clasa a 10-a la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, a cântat la clarinet suita numărul 2 de Bach pentru a introduce pe participanți în atmosfera artistică. Pesimeze au fost expuse tapiserii Tehnica Otlis ale tapiserelor Elena Cerepenicova, Gabriela Cristu, Gabriela Drăghici, Claudia Viorica Mușat, Ciola Neamțu din filiala Uniunii Artiștilor Plastici București și Eugenia Goraș, Marcela Larionescu și Lucia Pușcașu din filiala Uniunilor Artiștilor Plastici Suceava. La început, tapiseria a apărut și a fost o artă destinată peretelui. Și am vrut să atrag atenția pentru că astăzi, de la tapiseria pe perete, s-a ajuns întâi de la relief, la creșterea reliefului, la folosirea mai multor materiale, până când mulți artiști au început să facă tapiserie tridimensională sau chiar obiect textil. Și de ce am dorit această expoziție? Pentru că eu cred în lucrurile care trebuie să dureze. Pentru că s-a ajunsese deja la obiect textil din fel de fel de materiale de proastă calitate. Vreau să vă spun că aici pe pereți aveți numai tapiserii din materiale de calitate bumbac, lână, mătase. Proiectul a fost realizat cu sprijinul artistelor care expun Consiliului Județean Suceava, Shopping City Suceava și a Asociației Artă și Umanitate, sub directa coordonare a președintei Lucia Pușcașu.